Afecțiunile cauzate de accidente vasculare, infarcte sau intervenții la coloana vertebrală pot fi tratate cu ajutorul băilor galvanice sau prin terapia cu mofete. De peste 50 de ani, un singur spital din nord-estul României face astfel de tratamente, iar de beneficiile terapeutice se bucură pacienții din toată țara. La Spitalul de Recuperare din Iași vin să se trateze pacienți cu diverse afecțiuni care pleacă acasă cu o stare de sănătate mult mai bună. De mai bine de 40 de ani, Spitalul de Recuperare din Iași este singura unitate medicală din Moldova unde pacienții își pot îmbunătăți starea de sănătate afectată de grave accidente vasculare, infarcte sau operații chirurgicale efectuate la coloana vertebrală. Băile galvanice fac minuni, spun pacienții. Este și cazul Mariei Flutur, care urmează terapia de 10 ani de zile. Dacă nu ar fi urmat sfatul medicului, astăzi ar fi fost țintuită la pat. Femeia a lucrat ani de zile în fabrică în condiții grele și s-a ales cu o lombosciatică. Boala nu îi permitea nici să se miște, dar rămite să mai și meargă. Acum însă rezultatele se văd și se simt, spune pacienta. La mâinilor și a lăbilor la picioare. Nu puteți merge? Da, numai în picioare trebuie să stau drept sau culcată pe poziția pe lung. Altfel nu putem sta nicio mișcare. Dar dintr-o dată și de 10 ani de zile vin în fiecare an și fac tratamentul. De cum am început să fac din prima, a doua zi, gata, mi-a dat drumul. Am simțit că mi-a dat drumul. Pe parcursul unui singur an, mii de pacienți urmează același tratament bazat pe băi galvanice. Îmi dă drumul la picior, la morțeală, curenții așa din apă. Ați suferit ceva vreo... Ați operat de 4 ori acum, iar nici ei ies. Am lucrat pe șantier mulți ani și frig, ridicături. Medicii spun că o astfel de terapie durează cel mult 15 minute, iar după 80 ședințe, pacientul poate pleca acasă. Trebuie să se ferească pe cât posibil de curent și să se protejeze de frig. Tratamentul se face de cel puțin 2 ori pe an pe baza unui bilet de trimitere semnat și parafat de medicul de familie. Și această terapie îl ajută, stimulează circulația la nivel local, cu îmbunătățirea funcției. Intensitatea curentului pacientul în timpul procedurii poate să spună dacă este intens sau sunt pacienți cu polineuropatii, cu hipoestezie, anestezii, spun nu simt nimic și vreau mai puternic. Deci el poate să în timpul procedurii, în permanență este un asistent medical, da? Sub supravegherea dumnealor fac procedura respectivă și pacientul colaborează. Alt tratament care schimbă viețile pacienților sunt cele făcute cu ajutorul unor dispozitive numite mofete. Sângele este pus în mișcare, iar bolnavii își pot mișca mâinile și picioarele. De 5 ani de zile, Viorel Ioganu vine la terapie, iar beneficiile le simte după fiecare ședință care durează între 10 și 25 de minute. La mers, că asta e problema, se simte, numai doar picioarele. Metoda sau mofeta asta e bună și pentru cei care au varici. Eu am o circulație periferică mai proastă, mai slabă, să zic. Numărul pacienților din secția de hidroterapie a Spitalului de Recuperare iese într-o permanentă creștere. Mofetele sunt proceduri bazate pe emanații de bioxid de carbon, care ajunse într-un procent scăzut în circulația generală, produce o vazodilatație generală și este indicată în afecțiuni cardiovasculare de tip cardiopatie ischemică cronică, în recuperarea post-infarct miocardic acut la cel puțin 3 luni după episod, în boli vasculare periferice de tip insuficiență venoasă cronică, complicată, chiar cu ulcere varicoase. În cazul pacienților cronici cu stadii avansate de boală, beneficiile apar de obicei după încheierea curei de tratament, uneori chiar și la 2-3 săptămâni după ce se încheie cura de tratament. Anual, la unitatea medicală din Iași vine la tratament peste 8.000 de pacienți. Cel puțin 2/3 dintre aceștia urmează terapie cu băi galvanice și cu mofete. Astfel de proceduri se mai fac într-un singur spital de la Covasna.